provocarea care este foarte populară acum pe YouTube. Eu îți cumpăr tot, Jasmina, de ce tu te vei atinge cu ochii închiși. Și noi acum, mic, am ales 4 magazine. Noi suntem acum în mall. În unul ea se va duce într-un magazin de produse alimentare. A doilea, haine. A treia, accesorii. Și a patrulea, produse, mă zic, jucării. Jucării. Da. Și încă o locație, o cafenea, unde va Jasmina își va alege ce va mânca ea cu ochii închiși. Da, 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 o să fie că foarte, foarte interesant. Noi suntem foarte curioși ce o să iasă până la sfârșit și ce o să aleagă Jasmina să cumpărăm noi cu ochii închiși, da? Până ne apropiem de magazin, ne închideți ochii și eu aleg cu ochii închiși. Ia, da. Arată cum? Așa. Și acolo apasă butonașul, ia. Apasă acolo înainte. Deci, pe tot parcursul challenge-ului, atâta timp cât Eva merge prin magazine, eu îi voi ajuta ei. Eu voi conduce, ea vă spune doar la stânga, la dreapta, aici, gata, ne oprim aici și ea pune degetul, arată încolo, încolo, pentru ca ea să nu dea nimic jos și să nu se lovească de ceva. Deci eu voi asigura puțin. Deci, primul magazin, suntem noi acum magazin de produse alimentare, da? Da. Jasmina, începe! Începe provocarea. Mergem înainte, la dreapta, la stânga. Înainte, ok. Tu poți să apuci de bănuț, săticule, mai bine. Ok, da. Când o spună ea stop, atunci o să... Hai, Smina, tu vorbești. Stop. Stop. Gata, stop. La dreapta. Încolo. Vai, 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 unde am intrat noi? Vai, vai, vai. Așa, la dreapta, la stânga, eu îți spun. Uite-te, ai rafturi? În partea stângă sunt rafturi și în partea dreaptă, da. Care alegi? Aici. Aici. Ok. Vrei, ne mutăm mai la stânga, mai la dreapta sau drept înainte și tu pui deget. Cum vrei, tu poți sigur că se lovi, să te îndrepti. Drept înainte, da? Așa, tu ce pui de mână, ce luăm? Gata, aceea o cumpărăm. Stop, 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 nu scoate. Stop, nu scoate, nu scoate, mămică. Atenție, iubita. Tu vei vedea ce ai cumpărat doar la sfârșitul provocării, bine? Wow. Ok? Tăticule, arată doar nouă, să vedem doar noi. Wow! Ce ales, Jasmina! Eu mă pun așa, eu mă duc să achit, o pun în pungă, ca să nu vadă ea. Și voi ieșiți și mă așteptați aici afară, deja cu mască descoperită. Și apoi mergem la următorul magazin. Da, Jasmina, hai cu mine! Nu, până ce nu ridica, tăticule, tu pleacă, pleacă, pleacă! De mânuța mie ca să nu vezi unde suntem noi. Stai, 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 așa, stai, așa, stai, așa. Ia am să zic că nu, că nu, că nu, că nu. Mergi, mergi pe mine, te mică, uite-ți foarte bine mână. Mergi, 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 ca să nu vadă spina unde a fost. Gata, poze, acum să ridici masca. Suntem la începutul magazinului. Gata, hai cum să ieșim. Hai să ieșim pe acolo, pe unde ies. Mergi, nu se permite. Și te-am tăcut cu bine și mergi mai departe. Ești foarte curioasă ce am cumpărat, ce-ai cumpărat tu? Dar n-ai simțit nimic? Ce poate fi? N-ai simțit nimic? Nu ai ținut nimic, da? E ceva un... Eu am doar am să zic că e ceva un pachet. Aha, ok, bine, hai. Pador, magazin este magazinul de accesori. Bine, hai să mergem, haide. Pune, îmbracă masca, gata, îmbracă masca, să ne aproape. Îmbracă masca, îmbracă, bine. Să nu vezi nimic, nu vezi nimic? Nu, tot iar. Da? Ok, tăticul, ia de mânuță și mergem. Încă nu am intrat, încă nu. Așa, Jasmina. Așa. Ok, aici sunt, eu văd trei intrări, într-un fel. Până am putea să intrăm. Asta e prima, mămica, iară. Da, este prima, prima intrare, a doua și a treia intrare. Prima sau a doua sau a treia? Din mijloc. Din mijloc? Ok. Hai, mijloc. Așa. Intrăm. Când îmi spui că mergem, ne oprim, ne oprim. Când la dreapta, la stânga, facem așa cum spui tu. Mai înainte încă, da? Da. Ok. Până la capăt? Până la capăt. Ok, aici. Da. Aici e bine? Da. Aici e bine. Hai, întinde mânuțile. Aici raptul este foarte mare. Da? Hai. Haide, întinde mânuțile și ai grijă pe ce pui mâna, ce luăm. Op, mai sus.
și să o ridic, Monica? Cum vrea? Vrea să te ridică, să te ridică, să ridici în sus? Ok. Ești sigură, Jasmina? Da. Okay. Gata, ai pus mâna. Nu, nu te uita, nu te uita. De ce nu te uita? Da, bine, nu te uita. Adicole, aduci și achită, cumpără. Noi ieșim. Hai, ieșim, ca tu să nu vezi. Hai să vezi doar la sfârșit, bine? Hai, ieșim, 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 ieșim. După mămică, după mine, după mine, după mine. Gata, vină încoace, de cu achită acolo. Uite cu nostru acolo achită. Vină încoace. Gata, nu vezi tu? Deschide, ridică masca. Cum crezi ce ai luat acolo? Eu am simțit puțin că eu cred că e gentuță. Tu ai vrut geantă să ai? Sau vrut altceva? Gentuță sau acolo ceva, un coriere? Eu știu că tu vrei foarte mult cercei vroiai. Ok, ai să vezi la sfârșit bine? Este ceva foarte interesant. Am vrut să mă cercei sau coriere sau o gentuță mai ea. Ok. Hai să vedem la sfârșit. Acum, tăticu, mergem unde? La magazinul de haine, da? La doilea etaj. Și acolo vedem, hai, da. Mai departe. Deci, Bita, noi suntem acum într-un magazin de haine. Tăticu o să te conducă la secția pentru copii, pentru fete. Și tu de acolo, cu ochii închiși, primul lucru de care te atingi, acela îl cumpărăm, ok? Da. Doar că o poate o să alegi mărimea, dacă ceva, bine? Da, mărimea mea. Mărimea ta, sigur. Da. Sau măcar a Melisa. Nu, acest se poate să avantis-o eu. Așa, noi acum intrăm în secția pentru fete. Ok, aici tot văd trei intre, da? Din dreapta, în mijloc și din stânga. Da, intrare, două și acolo trei. Da, dreapta. Dreapta ta, hai. Ok, deja tu... Stai, eu să merg din urmă, da? Stai, să merg în fața voastră. Mâinile mai bine jos. Mâinile mai bine jos, când ai spui ca să nu atingi întâmplător. Haide. Dreapta înainte, așa, da? Ah, este. Teoria te-a scoat bine în spate. Așa, mai mergem pe înainte? Sau poate pe stânga, pe dreapta? Justina, când spui stopul... Acum, dreapta. În dreapta ta? A, mai înainte sau mai... Unde vrei? Mai... A, aici deja e ceva înainte, da. Trebuie să spui. Sus, sus, jos, mai în stânga, mai în dreapta ta. În colo. Sau în colo. Tu arăți cu deget. Încoace, da? Asta? Aici? Hai, mergi și atingi. Mergi sigur că și atingi. Una, de una, carte de una. Gata. Okay. Aleg, eu aleg mărimea. Mămica, puteți să ieșiți deja, nu? Da, da, vreau să văd doar ce este. Vreau să văd ce e aceasta, așa. Ok, acesta a ales Jasmina. Eu cred că e decizie foarte bună. Măcar că eu vreau aceea, dar ok, ok. Mărimea, 134-140, da? Da. Jasmina, dar noi ieșim. Hai, noi ieșim. Ticule, succes! Și acum unde mergem noi? La jucării! Sunt curioase, ce ai să cumperi tu de acolo, oare? Deci, iubita, ești pregătită? Da? Hai, să zic o condu-o! Unde vă duceți, mă, băieții, în jucării aici? A, te-a rupt puțin să o încălcești, da, pe Jasmina? Ajungi și n-am mințească. Hai, tu îți putem mă opresc, când o luăm la dreapta, la stângă. Deci, aici sunt câte? Tu vrei încoace? Hai, uite, facem așa. Aici sunt iarăși trei între. Unu, doi, trei. Hai. Înainte. Drept înainte, vrei? Ok, hai, mergem înainte. Deci aici e foarte interesant, interesant. Să mergem mai departe, mai încolo. Drept înainte încă, înainte? Adică... Ține bine, stop. Așa, mai departe, ce facem? Sunt foarte curioasă, aici este așa ceva, aici este așa ceva. Raftul este foarte aproape de tine și vreau să știu în ce direcție, cum te atingi, pe ce trebuie să luăm. Încoace? Aici, da? Raftul așa, în fața ta? Tu ai 1, 2, 3, 4 etajere, da? 4 etaje, nivele, da.
Haide. Arată, cu deși. Gata, te codai drumul? Ia singură să o ai. Al treilea etaj. Este aici. Și tu unde pui degetul? Acolo. Gata, de voi. Unde da, pui haide. Este etajul, da. Deci te atingi, ce cumpărăm. Ai grijă. Haide, pune mâna. Așa, da. Aceasta te-a fost așa, prima. Aceasta. Nu, nu, nu. Vai, gata, ieși, eu ies pe aici, dar voi ieși pe aici. Da să văd. Ah, ia uite. Ok. Bine, mami, hai ieșim, ieșim. O să vezi la final dacă ei s-a făcut de alegerea, da. Acum mergem să ceva să mâncăm. Hai, ieșim, ieșim. Dragilor, dacă noi vă vedeți, noi facem totul de întregul ca Jasmina, ca să vedeți că totul este cinstit și ce a atins ea, totul a cumpărat. Gata, poți să scoți acum. Poți să scoți, da, ridică. Ia loc pe scaun. Și îl așteptăm pe tăticul, bine? Cum crezi tu ce ai ales acum? Nu știu, de obicei când intram în cor, plângem acolo multe bare de păpușil și eu cred că am ales ceva cu cicu. Cu Barbie? Sau alt păpușil. O să vedem la final. Deci, iubita, nu i-am permis să fie să deschidă meniul ca să nu vadă unii ce este. Așa că tu va trebui să alegi ce vei mânca. Poți să deschizi? Deschid? Dar nu văd nimic? Haide, gata. Spina a deschis meniul. Să vedem. O foaie a răsfoit. Ia știi la că l-a meniul cealaltă. Așa, așa. Vai, nu, vai, nu, vai. Hai, facem așa. Aici nu pentru doar alcool. Dar doar doar băutură cu ulei. Că... Nu, aici tot. Aici tot. Aici tot e alcool. Tot alcool. Da, o să fim foarte cinstit că nu o să luăm alcool jos mine. Tu cam de ce să începi, nu? E ca... De ce încolo să încep? Nu, aici este doar. Ok. Hai. Deci să încep. Deci încep băuturile și mâncarea. Nu e mâncare. Haide, vezi, poți mai răsfoiești cum vrei. Nu mai... Aici sunt băuturi. Aici este doar un meniu. Doar mai multe, dar nu unul. Acolo ai mai multe variante. Nu înțeleg. Doar unul alegi, doar unul. Ai grijă. Poți să răsfoiești mai departe, poți să ieși. Eu las aici, da? Aceasta, da, Jasmina? Vrei aceasta? Gata, ai pus mâna. Aceasta? Aici e unul singur, un meniu din toate. Nu, aici doar este unul, doar unul. Asta e, nu m-a înțeles. Jasmina, aici este un meniu întreg. Și băutură și mâncare. Unul întreg, știi? Un set. Înseamnă că altceva, cred. Aici, ok, haide, permitem. Aici sunt băuturi, unul sau alcoolici, da. Adică, da, mai mult nu mai șoptie. Dacă o să leagă o băutură, băutură o să fie, nu? Ah, ok. Sau tu ai milă de ea și vrei să fie mâncare. Vreau ceva. Ok, și doar băuturi sunt bine, te ajutăm pe tine, ca să nu stai plămândă. Da, băuturi. Doar băuturi. Sunt și băuturi, da, nu e de mâncare. Dacă vrei ceva să mănânci, nu e de mâncare. Aici da, o să ridoare. Dă mai încolo. Eu spun când se încep cu mâncare. Aici deja se încep cu mâncare. Aici cu adaosul, aici cu adaosul, aici ceva mâncare. Ce adică, de exemplu, la meniu în acest restaurant, spre exemplu, vrei să mai adaugi încă cartofi. Sau castraveți, Murat, sau încă puțin ketchup. Sau ketchup, o smiră. Dar aici e ceva de mâncare. Stai, ridică mâna sus. Dacă alege, e ceva, ce mică luăm. Așa, acum jos sau sus? Acum jos sau sus? Ai sus sau jos? Așa. Aceasta ales, Jasmina, dă să vedem și noi. Da, nu te uita, nu te uita. Iată ce ales Jasmina. Acum, tăticule, vreau să arătăm ce iubește ea de pe ce să mănânci de aici. Să vedem, a ghicit sau nu a ghicit? Haide. Sau lăsăm că și-a luat la... Nu? Nu, asta o luăm. Așa. Și hai să vedem, ce a vrut Jasmina. Și-a spus, a vrut foarte mult așa ceva. Și-a luat așa ceva. Da. Deci, Jasmina... Tu stai așa cu ochii închiși până nu vine comanda, ok? Poate deschide. Nu, noi închidem. Da, închidem? Da, ok. Poți să deschizi. Ești curioasă ce ai ales?
А ты же деньги помнишь? Тукрейска и гичит? Че тебе сплачет тебе? Сауля талчева? Așteptăm, bine? Deci, dragii noștri, a venit și ceea ce a comandat Jasmina. Ia priviți, ea a comandat doar că cu ceva aici, ca finiu, dar deoarece chelnerul ne-a zis că nu este cu ciocolată. Da, Jasmina a comandat altceva. Dar este caramel, așa că am luat caramelă. Jasmina ridică masca și vede, ce ai comandat tu cu caramelă? Ce fel de cartofi ai cu caramelă? Vreau să mănânc asta deodată de seară. Da, acesta este un desert foarte, apropo, foarte delicios, această prăjitură, delicioasă. Delicios, eu noi să ne împărțim cu tine. Da. Bine, bine? Nu suntem noi atât de scârciți, să ne împărțim cu tine. Da, și în ceilalți nu este condiție că altceva nu poți să mănânci. Da, dar din ceea ce comandat tu, aceasta să mănânci. Aceasta ți-am cumpărat. Ok? Ești mulțumită? Da. Hai acum să vedem ce ai ales tu. Da. Cele patru lucruri. Ești curioasă? Patru magazine, da. Patru lucruri. Primul este din produse alimentare. Deci, Jasmina, ține. Nu, Nordica, hai mai întâi ghicești. Așa cu pipăie, pipăie, pipăie. Pipăie și ghicești. Cum crezi tu? Ce poate fi? E... un pachet cu chipsuri. Crezi tu? Hai, ridică masca. Asta e macaroane! Coase, mami! Și acolo erau și altele deosebite. Eu chiar vreau să leagă ceva mai deosebit acolo cu astea. Și eu erau negri, colorate, nu știu cum, dar nu. Dar tu ai pus mâna pe acestea. Ok, tu iubești pastele, nu? Da, îmi place, dar eu mă gândesc. O, acolo e chipsul, da, 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 e chipsul, vreau să mă împac. Dar vreau chipsul să fie, da? Dar e o macaroane, de ce mă mă gândesc că aici o să fie macaroane? Nu-i nimic strașnic, da? Bine, următorul este... magazinul de... accesori. Așa, iubita, nu ridica masca? Pune mânuțele și a pipăie. Cum crezi ce e? Stai, ia uite ceea ce pune mânuțele. Te ridică mânuțele să vadă asta. Eu cred că e un gogam și aici cred că ceva a venit, cred că vrut să fugă. Ia deschide! Îți place, Emida? Da, eu am ghicit, am bucurul acolo, a venit, oraș. Dai frumos, Gazdanil, așa e frumos, îți place? E al meu? E al tău, tu mai ales. E al tău, e al tău. Ești bucuroasă? Eu când am ales-o, apoi eu întâi mă gândeam că e mai micuță și e gentuță și o să vii mai mică, pentru mare. Dar când am făcut băiatul cu ochii și am văzut că gata, asta nu e gentuță, asta e gustan. Și eu mă gândeam, sper ca să-mi ia. Da, iubita, tu ai ghicit. Ok, acum al treilea magazin. Ești curioasă să vezi ce ai luat din magazinul de îmbrăcăminte? Mască! Mască îmbrăcat și... așteptăm! Iubita, ține. Nu. Hai, pipăie mai întâi, cum crezi ce este? Asta... da! Cum crezi tu, ce este? Eu cred că e o maicuță. Da? Hai, ridică. Da, e maicuță. E frumoasă. E frumoasă? Uite ce e mai... ce mai mare de mine? Uhu, ce deosebită. Eu încă n-am văzut dacă așa să fie. Da. Dacă așa să fie. Mm-hmm. E mărimea ta, tăticu, alt mărimea ta. Da. Da, e mărimea ta. Îți place, prințesa? Da. Hello, acolo scrie. Hello! Mergi mai departe? Da! A rămas magazinul de... jucărie! Deci, iubita! Așa, mai întâi pipăie! Hai să vezi! Ia! E o pipă! Ce este? Cred că e o pipă!
Hai, deschide, ridică masca, nu mai am răbdare. Să văd reacția ta. Ce frumos, bine! Îți place, Imida? E un bebeluș. Eu tare, mă gândeam. Mamica mi-a zis că acolo era un loc pentru băieți și pentru fete. Și eu mă speram că nu-i pentru băieți. Că nu știam ce să fac cu ea. Dar eu la început acolo chiar mă găsim, credeam că o să aleagă ceva pentru băieți. Acolo erau mașinuțe. La un moment dat și parcă îl lua la dreapta, știi? Da. Iubita, îți place? Vreau să mă vine zis că-i termină Melissa. Da, cred că două Melissa, nu? Da. E bine? Haide să văd încă o dată. Are și păr lung, blondă e, cu păr, adică mai mult gard în capuișor. E ok. Hai să faci ca două Melissa. Tu ai ghios de nea, ai... Ea va avea o păpușică, ai un tricou, sigur, și ce mai e? Paste! Mâncăm paste toată săptămâna! Ok, dulceață, poftă mare ție! Acum, ți-a plăcut provocarea de astăzi? Da, mi-a plăcut! Dragii noștri, dacă v-a plăcut și vouă și dacă mai doriți să facem a doua parte, atunci scrieți în comunitate în ce magazine vreți să mergem noi! Da. Și dacă adunăm 10.000 de like-uri la acest videoclip, facem și a doua parte. 20? Sau 10? Lasă-te măcar 10, bine? Hai 10. Atunci faci și partea a doua, bine? Da. Dacă să adunăți 20, o să fie și mai super. O să facem încă două părți, nu? Da. Ok. Da, cred că nu sunteți zgârșit la like. Da, vă rog eu foarte mult să vă abonați la canalul Jasmine. Acum da. Jos. Mai jos de video acesta, vedeți un butonaș roșu. Dacă la voi e roșu, neapărat trebuie să păsați acolo, să păsați. Dacă ca să se facă sort. Da, dacă se facă sort, e foarte, foarte bine. Și eu vă iubesc pe toți toți. Da. Pe curând, pa, pa! Pa, pa! Dați furculiță!